Propunerea legislativă amendează legea educației cu un articol care prevede că darea sau colectarea de fonduri pentru unitățile de învățământ în alte condiții decât cele prevăzute de lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. Totodată, solicitarea de către membrii Consiliului de Administrație al unităților de învățământ sau de către cadrele didactice a unor sume de bani cu titlu de donație sau sponsorizare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 3 ani. Inițiatorul proiectului, deputatul George Comșa, susține că în momentul de față nu există sancțiuni care să pedepsească încălcarea legii.